Leușteanul se folosește în bucătărie atât în stare proaspătă, dar și congelat, dar și uscat, amestecat cu diferite condimente. Anul trecut am comercializat cam 6 luni de zile leuștean din această plantație nouă înființată. Anul acesta cred că o să căutăm careva soluții pentru a fi uscate, folosite la producătorii de condimente și în stare proaspătă pe piața locală. Agricultorul își propune ca pe viitor să crească în serie mai multe culturi de verdețuri care sunt necesare în alimentația de zi cu zi. Așa o suprafață de serie trebuie să aibă cel puțin 7-8 culturi din această gamă de verdețuri, da? Ca să fie competitivă pentru o rețea de magazine sau mai multe rețele de magazine. Cei care doresc să investească în asemenea business se pot aștepta la venituri frumoase.